Aici este raportul generat pe partea de alimentări. O să observăm un caz care ne-a tras atenția. Pe data de 13 iunie 2015 avem același tractor care a lucrat în două schimburi. În schimbul de zi a alimentat 260 de litri și a făcut 11,9 hectare. Asta înseamnă că a avut 21,8% litri la hectar. Și schimbul de noapte, care a alimentat 273 de litri, a făcut 9,28 hectare și a avut un consum de 29 de litri, 42 la hectar. Făcând o simplă comparație, dacă am luat consumul mediu celui care a făcut 21,85 și l-am transpune în consumul celui care a alimentat seara, am observat o diferență de 50 de litri. În aceleași condiții de arătură în aceea zi, cu același tractor, cu același echipament în spate. Cei 50 de litri s-ar putea fix, ar putea să fie două canistre de motorină de 25 de litri.